Bună seara, stimați telespectatori și radioascultători. Bun regăsit Valea Jiului, o seară de verde în față, sub auspiciul zilelor maghiare hunedorene, o sărbătoare care este mult așteptată de comunitatea maghiară în tot județul Hunedoara, iar aici în Valea Jiului tot la fel, mai ales la Lupeni, unde există și la Petroșani, unde există două comunități importante care an de an știu să-și organizeze și munca și să facă zile frumoase și plăcute pentru cetățenii care o compun. În acest sens, i-am invitat pe domnul David Benedec, fi președintele UDMR Lupeni, consilier local. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Și pe doamna Amalia Antal, vicepreședinte al UDMR Lupeni. Bună seara, bine v-am găsit! Acest, cum să spunem, cuplu care a venit în campania electorală, dacă țineți minte, am avut aici campanie la Capital TV și putem să spunem că domnul David acolo un 1% poate și Capital TV a contribuit, ceea ce mă bucură foarte mult și sper să colaborăm în continuare. Ok. Este o zi importantă, o zi frumoasă, pentru că la Lupeni a început deja această manifestație. Nu știu cu ce să încep. Cred că ar trebui să le spunem telespectatorilor în primul rând că v-am adus de la o acțiune care se desfășura în curs, da, de desfășurare, și cu atât mai mult mă bucur că ați putut să ajungeți la emisiune. Este vorba de maratonul de lectură și aici am să vă las pe dumneavoastră. O să înceapă doamna Amalia să ne povestească cine participă, ce se întâmplă acolo. Tema este maghiarii în lume și monumentele lor, nu? Dacă da, bine aceasta rețin. Este tema de anul acesta. Și o temă interesantă, da. După care domnul David, ca de obicei, vă completează. Da. Vă rog. Deci, maratonul de lectură este la a doua ediție. Anul trecut, tema centrală a maratonului, dacă ne amintim, a fost familia. Familia extinsă, deci familia ca celulă de bază a societății, familia ca și familie etnică, lingvistică și așa mai departe. Anul acesta ne-am concentrat pe maghiarii în lume și monumentele lor. Comunitatea maghiară este o comunitate care oriunde pe lumea asta întotdeauna a lăsat ceva durabil, care a îmbogățit populația majoritară, cultura populației majoritare, și am crezut că este foarte interesant să vedem ce s-a întâmplat în lumea largă cu aceste comunități, ce au lăsat în urmă, să vedem că acolo unde am trăit, întotdeauna am lăsat ceva durabil și palpabil. La acest eveniment, care este în plină desfășurare, participă toate grupele de vârstă. La ora 1 au început elevii de la secția maghiară de la școala generală numărul 1 din Lupeni. Au continuat cei mai în vârstă. Partea frumoasă este că e minunat să vezi că la aceeași masă, unul după altul, citește nepoțelul, citește bunicul, bunica, mămica. Deci este un eveniment care încheagă și mai mult familia. Da, ideea în primul rând e strălucită, pentru că în ziua de azi mai puțin se mai citește. Și da, este veniți un cu o idee, veniți cu o idee, mă rog, dumneavoastră, organizatorii care s-au gândit la aceste acțiuni, printre care și dumneavoastră mă gândesc, veniți cu o idee foarte bună, care am auzit-o și anul trecut, dacă țineți minte, am mai vorbit aici, da. La ediția a treia era atunci, și din punctul meu de vedere, cred că este această idee ar trebui preluată și de alții. Este un moment important pentru că, după cum spuneți dumneavoastră, lectura a devenit ceva derizoriu în momentul de față, din păcate, deși lucrurile care sunt scrise își au rostul lor. Nu numai din punct de vedere educativ, ci te formează ca om practic sufletește. Deci un om care deschide o carte
o să gândească mult mai deschis, mult mai constructiv decât cineva care nu a lecturat niciodată nimic în afară de, eu știu, cărțile de joc. Domnule David. Păi, eu am fost arbitru astăzi la ora 1 fix, am început maratonul de citit și dintr-o dată s-a întâmplat că nu mai încăpeam în sală. În sala unde am fost. În ce sală? Unde? Era o sală mică la Biserica Baptistă Măgară din Lupeni. Și anul trecut dânșii au fost, cred că, cei mai atașați de acest lucru. Vă dați seama, mai ales că anul trecut era vorba de familie. Și într-un timp au ajuns și copiii de la școala maghiară și ne-am mutat într-o sală mai mare, dar ca să nu se întrerupă cumva momentele, până atunci se citea în camera aerantă. M-am dus frumos, am dat startul de citit în sala cea mare. Și au mers cu cărțile în mână citind? Da. Nu. Deci copiii au intrat acolo și mulțumesc Capital TV care a fost acolo și au filmat un pic. Și în acest moment am oprit în sala cealaltă. A venit toată lumea în sala asta mare. Și bine, acum copiii au citit 3 minute, 5 minute, cât o citit. Dar fiecare măcar o citit. Cât ține maratonul ăsta de lectură? Anul trecut am zis că o să țină 24 de ore, numai că s-a întâmplat că după 24 de ore n-am putut să oprim. Am ajuns la 26 de ore și atunci am avut altceva de făcut și n-am avut încotro, trebuia să ne oprim, înțelegeți citirea. Este un mic record până la urmă. Nu e record. Totuși un record, adică 26 de ore să citești una într-una e ceva. No, cunosc pe cineva care este lângă mine, de exemplu, citea noaptea și zicea că... Ziua povestea carte. Nu, deci la un moment dat a fost o chestie foarte simpatică, era ora de criză, deci ora cea mai rea din punctul ăsta de vedere. Dimineața de la 4:30, rămăsesem cu domnul Borza și de la Baptiști amândoi și ca să nu trișăm, citeam. Și la un moment dat, credeți-mă că mi-auzeam vocea citind și nu vedeam ce citesc. A fost momentul în care domnul binevoitor care era cu mine a preluat el, mi-a spus să ies un pic la aer pentru că deja procedam ca un robot, pur și simplu. Și trebuie să continuăm mai departe. În sala a treia s-a pregătit niște pâine cu untură, cu el, giroșcăine, cum se zice pe la noi, cu cozonac, cu suc de soc și am adus niște apă minerală de la Homorod, din județul Arghita, acum am fost pe acolo. Dacă tot citește despre monumente și nu știu ce, n-am putut să aduc toată fântâna încoace, măcar apă am adus. Dar măcar și pe sticlele au ce citi, etichete, ceva? Există de citit sau nu? Nu, acolo e mai puțin de citit, dar o să fie mâine, poi mâine de citit mai mult. Depinde acum care, cum se pricepe. Dar vrea să ajungem înapoi. Și la ora actuală continuă acest eveniment și mă gândesc că o să țină până pe la ora 12:01 noaptea, când mâine avem zi mai grea. Și atunci o să întrerupă. Sper că mâine să nu citească careva etichetele invers. Sau să citească cumva biling, știți? Mai tragic e dacă încurcă rețetele de gulaș. Asta ar fi mai tragic. Da. Bun. Acum, legat de maghiari în lume și monumentele lor, există foarte multe monumente, inclusiv în țara noastră aici, în toată lumea, în Austria, știu că sunt în Slovacia, în Iugoslavia chiar am văzut. State deci mici. Știu că aveți maghiari, au o moștenire puternică din punctul ăsta de vedere, au știut întotdeauna să-și creeze monumente, să le aprecieze, să le pună în valoare. Aici o bilă albă pentru alții care chiar dacă au, nu știu să-și le pună în valoare. Numai ce se întâmplă la nivel de Valea Jiului. Avem inedit, oameni care mari de tot, cu opere mari de tot. Și mă gândesc la un Ladislau Schmidt de la Petrila. Mă gândesc la un Iosif Telman de la Lupeni. Și așa mai departe. Și le punem în valoare, dar nu le punem. Adică numai cu anumite ocazii sau când ne mai aducem la aminte la nu știu ce
zile, nu știu când și când, dar în rest nu prea e ok. S-au mai scris câteva cărți, e adevărat, dar asta nu înseamnă că pui neapărat în valoare că ai scris o carte. În valoare îl pui în momentul în care îl scoți și în evidență, în momentul în care îți vin oameni străini din alte orașe, străini, să fie chiar și români, dar din alte orașe, și vine și vede și zice spre operele lui Telman, spre, nu pe neapropo, știe cineva că dacă vine unul din Bârlad, că acolo în Bărbătenii, galeria de artă Iosif Telman, nu știe nimeni. Nu vezi un afiș pus spre galeria de artă Iosif Telman sau operele lui sau casa unde a trăit Iosif Telman. Deci, ca să dau un exemplu numai din lucrurile. Aveți perfectă dreptate, însă aici aș dori să fac o mică paranteză, dacă îmi permiteți. Da, și nu vreau să vorbim doar de, cum vorbeam și înainte, de moștenirile tangibile. Câți din locuitorii Văijiului știu că, de exemplu, Palatul de Cultură din Lupeni, așa cum e, a fost construit acum foarte mulți ani de către oameni veniți din Șolgul Toarnea. Și că e o clădire de patrimoniu. Ar trebui să fie... Deci ar trebui să fie o clădire care ar trebui prinsă undeva un patrimoniu cultural al țării. Dar este clădire de patrimoniu cultural. Nu știu asta, după câte am înțeles, este o temă discutată. E clasificată la clădire de domnul David, cred că știe treaba. N-am avut curajul să emit dar asta, pentru că n-a fost pusă în evidență, iar Ministerul Culturii, ca de obicei, nu ne-a ajutat nicio guvernare cum ar trebui, pentru că aici nu e doar vina autorităților. Vreau să vă spun că există o barieră când se discută de Valea Jiului, indiferent cine ar fi la... Uitați, avem Lupeni, că tot știm de acolo, da? Statuia, monumentul eroilor 1929, da? Ansamblu acela de Irimescu, da? Da. Să-mi spuneți și mie, cine... câte, eu știu că există un vraf așa de cereri către Ministerul de Cultură în ultimii 10 ani pentru ca să vină, să-l aranjeze, să-l restaureze, să-l facă cum trebuie. Și până acum, mi se pare că într-un an s-au apucat ei și au făcut de mai tare, l-au decolorat sau ce au făcut. Da, de aici aș vrea să spun ceva. Bun, haide să intru. Anul trecut am avut niște prieteni tot de zilele culturii maghiare din județ. Am avut niște oameni veniți din Budapesta și mi-au arătat, de exemplu, un parc unde e Biserica Catolică jos, cât de valoros poate să fie băncile respective. Acum, dacă mergem pe acolo, nu mai e niciunul, spar tot. Deci nu mai e niciunul. Dar totuși mă bucură faptul că la ora actuală, când am venit încoace, i-am văzut că tencuiesc. Deci Palatul Cultural va fi retencuit. Eu, dacă fac parte din Consiliul Local, știu că am ridicat mâna pentru a vota 5 milioane și ceva de lei. Nu mai duc, 5.500.000-600.000, cam pe aici, cu care ar trebui să termine Palatul și cu cea mai mare bucurie am votat acest. Când mergi în oriunde, în orașele mari, da? Și în Ungaria, în toate țările, de fapt, nu Ungaria, dar dăm exemplu acum Ungaria pentru că vorbim de limba maghiară, de maghiar, da? Uitați-vă, în toate orașele lor, mai mari sau mai mici, toate operele de artă, monumentele, sunt puse în evidență și seara, luminate frumos, aranjate. La noi s-a venit cu o idee foarte bună de către primăria Petroșani pentru punerea în evidență a bisericilor și cred că știți că seara sunt foarte bine. Acest proces ar trebui, după părerea mea, să continue, deși au fost voci care au început să urle încă de la început. Ce risipă de curent electric, ce risipă de nu știu ce. Și de fapt nu e vorba de o mare risipă, că acolo e vorba de niște baterii, am înțeles. Niște LED-uri. Dar deja s-au găsit câțiva să spună că noi nu avem ce mânca sau noi nu avem nu știu ce și nouă asta ne mai trebuia. Deci nu e așa. Mâncarea are rostul ei, rana spirituală și are rostul ei, ce vezi cu ochii, imaginea și are iar rostul ei. Deci asta trebuie ca să ne salte și să ne ducă un pic mai sus. Toate lucrurile astea să urcăm. Nu doar
că avem, să spunem, mai mult sau mai mare salariu sau mai mulți bani sau mai frigiderele mai pline. Eu cred că toate lucrurile astea la un loc trebuie să fie un ansamblu ca să te ridice puțin și să nu mai stai în bezna aia care am stat noi vreme de 50 de ani. Așa este. Până la urmă, lucrurile astea ar trebui să ne bucure pe toți. Moștenile tangibile care sunt castele, opere de artă, teatre, ce mai aveți dumneavoastră, comunitatea dumneavoastră. Acestea ar trebui să fie un punct de atracție pentru toată lumea, pentru că la urma urmei, dacă stăm bine să ne gândim, eu am spus-o de nenumărate ori, faptul că ești minoritar sau majoritar prea puțin contează. Mai ales într-o Europa unde ne gândim în sensul că... Fără granițe, fără nu știu ce... Și unde multitudinea de culturi ar trebui să genereze lucruri pozitive. Deci atâta timp cât noi avem un castel, Castelul Corvinilor, da? Discuția nu trebuie purtată asupra faptului că cine și de ce și când și cum a făcut castelul respectiv. Că a fost construit de maghiari, că a fost construit de români. Nu, asta e ideea. Ideea este că ar putea să devină, să aibă un potențial turistic mult mai bine exploatat decât este momentul de față. Ar trebui să ofere niște oportunități acestui județ ca să-și facă reclamă în exterior. Dar știți că e pe locul 2 în Europa ca și nivel de cunoaștere? Mai cunoscut decât Castelul Bram, de exemplu. Da? Locul 2 în Europa, repet. Da, și am să vă spun și peste ce toate castelele de pe Loara sau unde mai sunt, în Franța, în Austria, peste da, tot. Pentru că... Acest castel de la Uneloara. Da, pentru că Corvinii sunt un brand, ca să zic așa. Exact ca și Dracula. Da. Dar, din păcate, dacă ar fi și la fel de vizitat precum e de cunoscut, da, ar aduce, cred că, un munte de bani pentru cultura și partea de administrație ce ține de cultură. Deci cu banii aia să poți să administrezi, să faci restaurări, să faci ce trebuie. Exact. Și rostul, unul din rosturile și scopurile acestor zile ale culturii maghiare în județul Hunedoara, indiferent de tema pe care o abordează, pentru că în fiecare an există o altă temă, este popularizarea acestor lucruri. Pentru că, practic, moștenirile tangibile, moștenirile spirituale, merg mână în mână. Merg mână în mână, se asortează, să spun așa, foarte bine cu tradițiile pe care le păstrăm. Și în momentul în care cei din comunitatea română, pentru că să nu înțelegem nicio secundă că aceste zile sunt zilele maghiarilor. Așa nu spune, zilele maghiare. Sunt zilele maghiare, da. Deci în nicio secundă nu se spune că sunt zilele maghiarilor. Nu spune zilele maghiarilor, e adevărat. Deci sunt zilele maghiare care... Care pot fi sărbătorite și de români. Și nu? Sunt sărbătorite de români. Și sunt. Sunt sărbătorite și de români. Mă gândesc că mâine la Gula și-ar fi și român pe acolo. Am invitat pe toată lumea. Zic și eu așa, nu? Da. Și ecourile spun că o să vină și foarte mulți români. Și m-am spus că o să citească eticheta bilingv după aia. Nu, ideea e să se simtă bine. Să se simtă bine. Deci asta e ideea. Deci nu dorim să enclavizăm, să ne înțelegem. Da. Noi dorim o deschidere înspre comunitatea majoritară, dorim să ne cunoască tradițiile, să ne cunoască obiceiurile, să se simtă bine alături de noi. Deci de asta spun, v-am atras atenția, nu sunt zilele maghiarilor, ci sunt zilele maghiare. Da, zilele maghiare. Bine că n-am scris maghiarilor. A, nu, deci vă corectam, stați liniștit. Da. Nu scăpam ocazia. Acum, organizator principal la acestea, că tot vorbim de ele, ar fi bine să-i spunem Uniunea Democrată Maghiară din România, Organizația Județului Hunedoara și Asociația Tinerilor Maghiari din Județul Hunedoara. Ei ar fi organizator principal. Da, ideea a pornit și de la ei. Și cu organizatori o listă întreagă, n-are rost să o citim acum toată, dar... E important ca să se știe. Da, ideea a pornit de la ei și mai exact de la domnișoara Tocaci. Ea a fost cea care a venit cu ideea organizării acestor zile. Bineînțeles că prima ediție a umblat în pantofi de copil, de atunci a crescut, s-a dovedit că este o idee foarte bună. Care a prins. Care a prins și culmea, vreau să vă spun că nu știu dacă mai există undeva în România un județ unde să se sărbătorească zilele maghiare la nivel de județ. Da.
Și să ne gândim că noi suntem într-o zonă unde avem cam 5%. Da. Și am fost capabili să ținem aceste zile și 4 ani consecutiv. E foarte normal și corect, așa. Și mi-e pare rău că nu fac și zilele țiganilor. Ar fi, cred că, extraordinar de frumos să-i vedem îmbrăcați, sau romilor, sau cum vrea vor ei să le zicem. Ar fi ceva extraordinar. Ar fi extraordinar să-i vezi în Fort Popular, să-i vezi cântând, mai ales că ei au în comunitate și oameni cu brand puternic care pot să-i aduc aici. Da. Știți la cine mă refer? Chiar dacă e o muzică care poate unii o admiră sau alții spun că nu e ok. Asta e... Dar au, cum să spun, au vedete. Deci ar avea vedete chiar pe plan local. Nu înțeleg de ce nu fac și eu zilele romilor. Să vină domnul Guță și să le cânte și să fie atmosferă și un carnaval, pe gratis, bineînțeles, un carnaval, ei au atâtea dansuri frumoase și ei porturi. Deci eu nu înțeleg. Deci ca să înțelegem, deci, de exemplu, scrie aici Orăștie, Călan, da, Petroșan, Hojdat, Băcia, Deva, Brat, Peșteșumare, Aninoasă. Cum vedeți, sunt toate localități. Vulcan, Lupeni, Jeledin, Zilie, Hațeg, Răcăștie. Deci acestea sunt toate localități în Hășdat, care pe parcursul acestei săptămâni un pic extinse au avut loc evenimente culturale. Începând de la teatru de stradă până la concerte de muzică ușoară populară, dansuri. Asta lipsește în Lupeni și în Vale. Păcat că la nivel de Valea Jiului nu s-au unificat la o acțiune comună Lupeniu cu Petroșaniu, mai mare așa. Dar participăm la acțiuni. Și să fac un concert pentru tineri. Cred că toată lumea s-ar fi bucurat. Păi acum, dacă sărim o zi... Că tot e moda concertului. Bun. Am văzut că oamenii se bucură foarte mult la concertul ăsta în aer liber. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar vedeți... Bine, partea financiară. Nu e vorba numai de partea financiară. Comunitatea maghiară numeric este destul de restrânsă. Acum, în momentul în care noi organizăm un concert, concertul acesta trebuie să satisfacă nevoile culturale a majorității. Da. Acum, dacă luăm în considerare faptul că majoritatea populației din etnia maghiară este trecută de o anumită vârstă, știu, eu aici fac o trază. Trebuie să ne axăm pe niște concerte care să-i satisfacă pe toți. Da. Anul trecut, de exemplu, am adus un cântăresc din Ungaria, un fost boxer, da, după câte știu eu, singurul din Europa care a boxat cu Mike Tyson, da, a cântat, au venit și de la Hunedoara și de la Orăștie, au venit din Petroșani. Da. A fost un concert, cum să spun, din punct de vedere al ofertei culturale, de nivel mediu. Deci putea să acopere exigențele tuturor grupelor de vârstă. Degeaba aduc eu pentru o sumă fabuloasă. Nu. Un Republic, de exemplu, sau, eu știu, un concert de rock. Ne-am gândit foarte mult... Să vă spun un pic cum aș vedea lucrurile. Da, spuneți-o. Eu aș invita din Ungaria două trupe bune. Le-aș explica despre ce e vorba. Nu cred că ar refuza sau ar face nazuri. Și probabil că se negociază ca în orice segment. Și sunt convins că trupele alea știu să cânte și în engleză și în maghiară, aia e normal. Și ar veni și ar cânta o melodie în maghiară, una în engleză, și vă spun eu că pe nimeni n-ar deranja, încă tinerii români ar fi foarte fericiți că aud o trupă să cânte. Deci nici nu ne-am gândit să fie exclusiv, pentru că și anul trecut, da, și dacă e la o adică, chemați și puteți să faceți și ca invitați, să chemați chiar și un român. Și între ele să mai cânte și el două, trei melodii și satisface pe toată lumea. Deci domnule, cred că asta eu vă promit solemn că în momentul în care am să iau potul la loto, primul eveniment pe care am să-l organizez, o să fie cel de după sugestia dumneavoastră. Da, mi se pare, credeți că credeți că așa de mult? Sau dacă cumva veniți cu niște oferte de sponsor? Așa de mult? Foarte mult. Deci vorbesc la modul cel mai serios. Uite, aveți de acum înainte timp, un an de zile, să-i găsiți pentru anul următor. Păi dacă ne gândim că o trupă românească pe care îi chem să cânte, da, vine de la 5.000 de euro în sus. Am înțeles. Dacă aduci unul din Ungaria tot pentru 5.000 de euro, înseamnă 10.000 de dar euro. Dar într-un an de zile nu găsiți, să spunem, banii ăștia media sponsorizărilor în tot județul și eventual și în Ungaria chiar? Media banilor din proiecte pe care putem să-i obținem într-un an de zile, indiferent de cât ne-am bate, nu trece peste 2.000 de euro, 3.000 de euro, foarte
foarte bine și e un volum de muncă extraordinar de mare ca să câștigi banii. Păi este un volum, dar bine, acum ca să organizezi un spectacol ăsta, îl pregătești câteva luni. Păi îți trebuie cea puțin o jumătate de an ca pregătești. Iar ca să cauți sponsor, repet, se poate imediat cum se termină aceste zile să se înceapă pentru anul viitor să iasă ceva super profesionist. Asta e o idee. Deci asta e o idee valabilă și pentru zilele orașelor noastre, cum ar veni, și pentru alte, alt gen de manifeste. Pentru că, în general, mulți, unii caută sponsorizări și știu eu ce alte lucruri, chiar în ultima clipă, în ultima o lună, o două. Nu se poate, e greu de găsit așa. Garantăm că în luna septembrie o să fie mai mare decât acum. Totul, deci avem aniversarea de 10 ani a zilele culturii maghiare și o garantez eu. Asta e tot o acțiune care deja e la ediția cât? A 10-a. Și o să avem și un mic campionat de fotbal, tot a 10-a ediție. Acolo chiar nu mai trebuie să chemați pe Hagi. Nu. Bun. Trebuie să le spunem telespectatorilor și radioascultătorilor care ne urmăresc, cât și celor care ne urmăresc pe internet, pe capitalfm.ro și capitaltv.ro, că emisiunea noastră, după ce vom mai discuta două subiecte legate de zilele maghiare, noi vom ieși din în emisiunea noastră, noi vom ieși din scenă și timp de 13 minute vor putea, cei de la televiziune vor putea urmări, cei de la radio nu vor putea, poate doar auzi, dar cred că nu, dar cei de la televiziune vor putea urmări ce s-a întâmplat în județ. O filmare făcută de colegii dumneavoastră de la UDMR, nu mai știu care. De la Deva. De la Deva, probabil, Deva Unedoara. Și lumea își va putea face așa o idee despre ce s-a întâmplat până acum. Deși filmulețul e mult mai lung, dar mai mult de atâta nu putem, pentru că nu mai reușim să discutăm. Da, dar cei care doresc să vadă mai multe despre aceste evenimente pot să intre pe Facebook, să caute pe Facebook pagina UDMR-ului din județul Hunedoara, pagina tineretului din maghiar din județul Hunedoara, pagina Lupeniului, UDMR-ului din Lupeni pe Facebook și o să găsească foarte multe poze, filmulețe. Cum și cei care scapă emisiunea, țin să vă anunț, stimați telespectatori, că puteți să urmăriți toate emisiunile, nu doar Verde în față, toate emisiunile care se difuzează aici la Capital TV, pe capitaltv.ro, acolo găsiți toate emisiunile puse frumos aranjate. Bun. Subiectul 2 ar fi 1000 de ani de gulaș. Deja vorbim de lucruri sfinte. Mai ales într-o zi de vineri și de post, oarecum. Da. 1000 de ani de gulaș, e vorba de tradiționalul concurs de gătit. De acum e o acțiune de mâine. Ați spus dumneavoastră ceva mai înainte. Aș vrea, cum facem acum, în sens invers, îl întreb pe domnul David și noastră completați. Cum doriți dumneavoastră? Deci, domnul David, mâine, acțiunea de mâine, cam cum va fi? Da. Mi-a pus cineva întrebarea de ce 1000 de ani de gură și am zis că, pe simplu, suntem de peste 1000 de ani. Unii chiar mai de mult au venit, știi? Da, cam de 1000 de ani de gură. Ideea este că avem 5 echipe până acum. Deci asta e un concurs. Concurs, sigur. Se pun la bătaie ceaune, am înțeles? Da, și am adus, mulțumim domnului director de la Mina Lupen că ne-a dat 5 sudul să facem acolo, plus că ne-a ajutat și cu niște rene. Afară, sigur. Va fi nebunie, mai ceva ca la nuntă. Da. Deci, ceaunele pregătite, câte ceaune? Din alea mari, așa? De 30-35, dar avem și pentru vegetarian. Deci dacă cumva niciodată n-am mâncat un gulaș vegetarian, dar mâine cred că e gust. Păi dacă sarmalele se pot face de post sau vegetarian, cum vreți să vă luați, de ce nu s-ar putea face și gulaș? Normal. Ideea este că prima dată cred că a fost carnea și pe urmă a fost cartofi. Corect. Și important e piperul mult. Nu, trebuie să mai contează. Acum nu o să vă spunem chiar toate secretele. Dar piper este și boia. Este. Și boia. Și boia. Și atunci... Da, mai puțin. Boia iute, cum?
Păi bun, de ce să punem iute? Dacă putem să punem și dulce. Să iasă, să iasă flăcări pe măr. Nu să mă ce are. Da, oricum, asta va fi în timpul... deci cam pe la ora 10-11 o să dăm drumul la foc. Până atunci toată lumea pregătește ce are de pregătit. Bineînțeles că pregătiți și un cadru ambiental, muzică, ceva. Bineînțeles, acolo. Bineînțeles. Dacă nu, o să cânt eu, deci nu e nicio problemă. Și după ce dăm drumul în plin, atunci iarăși mai departe cu muzică, o să fie, am înțeles, și un cort acolo cu bere, cu mici, cu cine vrea, dacă nu-i place gulașul, poate să mânce și mici. Mici și bere, și bere. Da. Tradiționali în... Da. Contracost sau? Da, mici și berea, da. E contracost. Gulașul e din partea organizatorilor. Da. Iar mici și berea contracost. Da. Contracost. Că vine o, n-am înțeles, o doamnă frumoasă, nu cunoaștem încă, dar 100% o să arete bine. Și sigur, berea nu va fi dublu la suprafreț, nu? Nu. Păi de atunci agonim de ea. Eu glumesc acum. Eu încerc să-i atrag pe oameni. Deci mâine chiar este... ar fi bine să nu plouă. Nu o să plouă. Deci mâine o să fie în jur de 26-28 de grade și dacă o să plouă, asta o să se întâmple seara după ora 10, după ce ne terminăm noi evenimentul. Evenimentul. Deci el începe efectiv la ora 10 dimineața? Sau deci la ora 10 sunt pregătite ceaunele, se pune foc sub ele. Da. Normal... Cine vrea să vină să vadă concursul, poate să veni de la 10. Da, sigur că da, cum se pregătește. Pregătește un gulaș, da. Mai află secrete pe acolo. Da. Asta ar fi ideea. Ce am vrut să spun și să puntez este foarte important. Acum 2 ani, UDMR Rupeni a făcut cel mai mare gulaș din județ. Deci atunci am împărțit tot așa gratuit în jur de 730 de porții de gulaș. Adică ați făcut cea mai mare cantitate de gulaș. Da. Anul trecut, tot așa, am făcut un gulaș de nu știu câte sute de litri, deci foarte mare. S-a mâncat tot? Da. Anul acesta s-a produs un lucru foarte interesant, ceea ce pe noi ne-a încântat, din punct de vedere al coagulării comunității. Deci cele 5 ceaune care intră în concurs, da? Sunt în felul următor. Un ceaun Biserica Unitariană, un ceaun Biserica Reformată, un ceaun UDMR, un ceaun Fotbaliștii, un ceaun Baptiștii, Catolicii ajută UDMR-ul. Deci vreau să zic că fiecare stâlp al comunității, ca să zic așa, s-a mobilizat și pe cheltuială proprie. Deci aici vroiam să ajung, că în lumea asta săracă, când îți dămuiești pensia, da, și bănuții, acești oameni s-au adunat, au pus mâna de la mână și au cumpărat carne, cartofi, absolut tot ce trebuie și legume. Costă 2 lei, da, ca să faci un ceaun de 30-35 de litri de gulaș. Exact. Și noi, tocmai din cauza asta că este iunie și prima săptămână de iunie, vrem să chemăm pe toată lumea să deguste gulașul nostru. Dar pe lângă asta, de ce nu faceți cum fac ăia la Balaton acolo? Ați văzut că vând, vând pâine cu untură? Da. Deci, domnul la noi, nu ne-am născut afaceriști. Deci ascultați, nu... Și vând, domne, mănâncă acolo de ăia de neștire, domne. Da, da, untură noi... de-aia fumată, știi? Cum mâncam noi la borcan când eram copii. Da, vedeți, asta, da, avem acum la Maraton. Și asta dau voi acolo la Balaton și cu ceapă și cu nu știu ce. E o nebunie întreagă, mănâncă, e adevărat, cu pâine din aia proaspătă, cu nu știu ce. Astea sunt chestii care trebuie speculate. Am zis la început, știți, tocmai asta avem și noi acum, Jiroșcanier. La Maratonul de Citi. Dar la noi nu se vinde, este degeaba. Deci adică gratuit. Dar ca să vedeți, deci cum știu să speculeze și aia nu mai fac colesterol, nu mai fac nu știu ce pe aia, nici pe aia la altă. Să deci fim asta serii. E ideea și revenind la ziua de mâine, să nu uităm, o să vină trupa de dans popular din Cristur. Ei o să susțină un program artistic de dansuri populare maniare. Eu sper și aici nu spun, am motivele mele să nu spun 100%, dar sper, mi s-a promis că o să vină un băiat care a fost câștigătorul premiului Media anul trecut, sau Bozoltan. El o să cânte, o să susțină un program de muzică de petrecere și muzică mâine? Ușoară maghiară, da. A, frumos atunci. O să fie concursuri pentru copii, o să fie un meci de fotbal. Ciardașuri, ceva? Da, păi vine, asta am spus, vin cei de la Chris Tour, sunt
foarte buni, sunt profesioniști. Bine, acum pe platou ăla cred că poate să joace toată lumea. Dacă poate să rupă cizmele acum. Da, sigur. Programul o să țină toată ziua, până seara, când se până termină bateriile. Până începe ploaia la ora 10. Da, 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 până li se termină asta bateriile deja, participanților. Mâine, deci o să urmărim cu toții, toată Valea Jiului va urmări dacă la ora 10 începe ploaia. Domnul Bran, deci acum, starea vremii. Fără să... Starea vremii. Da, vreau să vă spun cu mare, mare încântare și fără falsă modestie. De 15 martie, și cine nu crede poate să se uite pe internet în arhivă, de 15 martie era cod galben în toată țara de ninsori și vijelie. Și la Lupen n-a nu că n-a nins. Tot așa a fost. A ieșit soarele în momentul în care am început să urcăm la Biserica Unitariană, unde s-a ținut momentele festive prilejuite de evenimentul din 15 martie. Dar să știți că așa e și când e drumul crucii la Lupeni. Nu știu dacă da, deci observat. Sunt anumite momente în țară, e nu știu cum, aici și dacă se norează, nu plouă, nu nimic, reușesc oamenii să meargă cu crucea sus și eventual când ajung sus să înceapă un pic de vânt sau să se schimbe, dar am observat că în fiecare an parcă Dumnezeu așa lasă deci să meargă cu procesiunea. Deci cu încărcătura sentimentală a evenimentelor respective, cu gândurile pozitive care stau la baza evenimentelor și credeți-mă că influențează. Atunci să vă mai chemăm și în alte rânduri. Când avem nevoie să nu plouă, știm unde să venim și organizăm noi din punct de vedere meteorologic. Nu mai să vină finanțatorul și noi. Bun, duminică, pentru că lucrurile nu se termină aici, urmează un spectacol coral, dar înainte de asta, deci spectacol coral susținut de corul de mineri din Varpalota, la orele 18 la Biserica Catolică. O să vă las să-mi dați mai multe amănunte, nu înainte de a le spune că acest cor de mineri din Varpalota, cei din Petroșan, Petrila, în primul rând, care sunt aproape aici, dar și ceilalți, din Lupen, Vulcan, Uricania, Ninoasa, îi pot urmări și mâine, începând, nu știu dacă de la orele 12, la orele 12 avem manifestare, dar probabil că pe la 12:30, pe acolo, îi pot urmări la Peștera Bolii, unde va fi un concert a capela, care se ține anual și el a ajuns la ediția 6-a. Și iată că organizatorii Petru Acua și Primăria Municipiului Petroșan reușesc să țină an de an acest concert, care iată are și nu doar anul ăsta, are și participare internațională. Au mai fost ani când au venit și din Ungaria, din Germania, e acum iarăși, uite, corul minerilor din Varpalota, corul Forumului Democrat German reunit Reșița și cu Petroșani. Deci, iarăși o acțiune frumoasă, iar, repet, corul de mineri din Varpalota poate fi urmărit și mâine la orele 12, cu plecare de la Casa de Cultură, unde sunt puse la dispoziție microbuze. Este o acțiune frumoasă și de asta insist să le spun telespectatorului și să le readuc aminte celor care nu știu. Deci, duminică, la orele 18, va fi unde? La Biserica Catolică. Catolică din Lupeni, da. Din Lupeni. Să povestiți-ne puțin, mă gândesc că ați mai avut corul acolo. Da, deci am avut programe corale. Întotdeauna acest cor a mai fost? Acest cor nu. A fost, în schimb, corul Ghizela. Tot din Varpalota, dacă țin eu bine minte, da, sau, mă rog, de lângă. De lângă. Au fost acum 2 ani, tot la biserica, nu, atunci au cântat în curtea Bisericii Catolice, acolo a fost evenimentul. După ce, înainte cu un an sau doi, a fost corul școlii reformate, a liceului reformat din Cluj. Deci avem, să zic așa, o tradiție în programe corale. Și după câte ați observat, structura evenimentelor pe aceste 3 zile încearcă să cuprindă cât mai multe acte de cultură diferite pentru a putea satisface cerințele întregii comunități. Da. Aș dori să mai precizez un singur lucru. Aceste evenimente sunt toate cu intrare liberă. Da, da, corect. Deci toate sunt cu intrare liberă. Da, e bine. Eu cred că mai trebuie spus că acest cor
al minerilor din Varpalota, al foștilor mineri până la urmă, că acolo se știe că nu mai există activitate minieră, dar au rămas și își păstrează tradițiile, fanfara și tot ce au acolo în oraș și e un lucru iarăși meritoriu, că la noi încă nici nu s-au închis bine și nu mai avem fanfară sau nu mai avem nu știu ce. Ei păstrează, au cântat foarte mult în Finlanda și în alte zone unde au destul succes. Da. Și pe lângă, așa, am uitat să spun că la peștera Bolivor va fi și corul Bisericii Ortodoxe din Orăștie, Arhanghelii, care iarăși e un cor foarte cunoscut deja în țară, cu foarte multe concerte, mai ales concerte religioase. Aici aș vrea să felicit primăria din Petroșan și nu numai, și comunitatea maghiară și toți cetățenii din Petroșan. Și cred că cel mai mult merită domn primar. Că știți cum e, sunt consilier și îmi dau seama că ce zice domn primar, așa e. Dom'le, cât de bine poate să conlucreze cu cei din Varpă? Când ei merg acolo, când ei vin în coace. Sperăm acum și la noi de Senziene să vină iarăși din Ungaria. Numai că la ultima ședință de Consiliu, când am pus întrebare, au zis că da, o să ținem, dar numai dacă o să fie bani, știți. Apoi nu știu, dacă tu banii fac bani, nu știu, nu mai înțeleg nimic. Anul trecut nu a fost bani, că au fost alții la guvernare. Anul ăsta nu sunt, că suntem noi la guvernare. Sau cum? Ce se întâmplă? E greu. Da. Dar totuși trebuie să felicit Petroșanu că jos cu pălăria în față și mai ales în față domnului. Da. Stimați telecitatori, v-am promis un filmuleț de 13 minute realizat de colegii domnilor de la UDMR Lupeni, e vorba de cei de la UDMR Deva, am înțeles, și UDMR Hunedoara, în care se prezintă evenimentele care au avut loc până azi în județul Hunedoara în cadrul zilelor maghiare. Probabil că imagini veți vedea, și nu probabil, sigur, veți vedea și la știrile Info Capital de la ora 20, chiar și ce s-a filmat astăzi de ceea ce vorbea domnul David Benedict fi la maratonul de lectură. Nu ne rămâne decât să vă lăsăm timp de 13 minute în compania acestui filmuleț, după care vom reveni în aceeași echipă. Amikor val sokat vitatkoztunk, mert neki volt egy olyan időszak, amikor a japán rajzfilmek figuráit rajzolta, és nehezen tudtam kiverni a fejéből, hogy ne a nagyszemű lányok ott álltatok ott a hajón, nem lehet könnyű, de előre jutott be a Vévára a kézművészeti lica. Mondhatjuk azt, hogy jó utol. És köszönjük szépen a tanárunknak is. Állítsam a munkámat, hát mindesetre nagyon sok türelmet igényel, ami szerencsémre megvan, és nagyon-nagyon kikapcsol, és nagyon szeretem csinálni. De én varok írásost is, keresztemest is, horgolok is, kötök is, mindent, de a goblet nagyon, azt is nagyon szeretem. A Szombathely városa vajdonyodi magyar közösséget egy elképes összeggel
támogatja évről évre. Ha bár kicsi közösség vagyunk, tehát egy 5% a városban, ugye? Amit mi ezelőtt 23 évvel alapkőnek tettünk akkor, amikor... elé, hát a többségi román testvéreink elé, román közösség elé azért, hogy juttassuk eszükbe, hogy ha Vajda Hunyad gazdag, ha Déva gazdag, ha Hunyad vármegye gazdag, akkor az csak is velünk együtt lehet gazdag. Mi is építkeztünk, mi is építettünk, mi is izzadtunk, és mi is szenvedtünk ezzel a megyéért, ezelőtt 500 esztendővel is, és a közelmúltban is sajnos eleget. Annak bizonyítékául, hogy a Hunyad megyei magyar ifjúsági tanács vigyázó őre az általa örökbe fogadott műemléknek, és ez kultúránk és történelmünk erekélyeként örökíti át a következő nemzedékek számára. De mégis, képzelj el egy szikárkát, kizárhatok. Egy agarat, sovány, szárad, mint a fa. Füttyentesz, de füttyentések magad sem hallod. Ahogy nem mozdul, semmi sem mozdul. Sóhajtod a föld a hideg űrben, november esti szórt temetőfét. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, ki minden reggel átsétálsz a kertben, aki csodálkozó gyökereket vertem, figyelj! Keresztül fulladnak, illen a csillagok zord mirkos tüzeihez fölé a lehet. Valahová el akartam utazni tegnap. Az utóbbi bő 800 évben nagyon szétszóródott, csoportjai kisebbségi helyzetbe kerültek. Ez egy ilyen könnyebben szállítható szó. Kötelező katonai szolgálat hullámban jöttek. Tulajdonítják, hogy gyűjtött össze valamikor a 70-es évek elején a vidéket, de ők nem voltak Temes, Pesztercen a szót. És 2005-ben jutottunk oda, hogy betagolódott ez a kis falusi múzeum, a megyei múzeumi hálózat, attól hálózat, amely... Gyűjtött kacsak? Leok el mondom? Ja. Várj, 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 várj
A Facebook oldal, hiszen azt tekintik meg a legtöbben. Mottunk minden napra egy ablak. A Dévai Vármegyeháznak kereke 365 ablakban.
găsit, stimați telespectatori. După cum ați văzut, o serie întreagă de acțiuni în cadrul zilelor maghiare din județul Hunedoara. Filmulețul e mult mai lung, dar puteți intra pe pagina de Facebook a UDMR, UDMR județul Hunedoara, cei care vreți să vedeți mai mult și să vedeți tot filmulețul. Deci stăm de vorbă cu domnul David Benedek, fii președintele UDMR Lupeni și consilier local, și doamna Amalia Antal, vicepreședinte al aceeași organizații din Lupeni, UDMR Lupeni. Continuăm ca să terminăm cu partea culturală, pentru că aș vrea ca în ultima parte a emisiunii să mai discutăm și vreo două, trei chestiuni care mai de interes general, legate, bineînțeles, și de comunitatea locală unde dumneavoastră activați și de comunitatea maghiară. Aș vrea să vă întreb, să ne faceți așa o scurtă sinteză a acțiunilor pe plan cultural pe care UDMR Lupeni le-a avut anul acesta, pentru că știu că sunteți una dintre organizațiile active, nu doar din cadrul UDMR, în general, care puneți preț mare pe parte, pe latura culturală, pe latura a tot felul de manifestări culturale, chiar și sportive și așa mai departe. Care dintre anul noastră? Acesta, primul eveniment cultural a fost Balul Mascat, ceea ce în comunitatea maghiară este un bal tradițional, așteptat în fiecare an. Bineînțeles că a fost un eveniment de succes. Următorul eveniment a fost 8 martie, Ziua Internațională a Femeii. A fost ceva foarte, foarte interesant și foarte, zic eu, bine organizat. A urmat festivitatea de 15 martie, comemorările de 15 martie. Un pic față de acum 3-4 ani, situația de 15 martie este mai complicată, pentru că întotdeauna se întâmplă în două locații. O locație unde este partea festivă, un mic spectacol de obicei susținut de copiii din comunitate. Al doilea moment este depunerea de coroane la Troița din curtea Bisericii Catolice. Următorul eveniment de mare cultură, vreau să spun, a fost Ziua Bărbaților. Dacă la Lupeni sărbătorește și Ziua Bărbaților. Da, și Ziua Bărbaților este un eveniment cu tradiție. S-a citit foarte mult la evenimentul respectiv. S-a citit și aici. Da, s-a citit foarte mult. Este adevărat că au fost domni care au trebuit îngrijiți mai atent de doamne. Asta bănuiesc pentru că era aerul mai tare în aprilie, știți, și... Și zona de munte mai zona rarefiat. Zona de munte cu aer mai oxigenat, mai rarefiat, da. Mă rog. S-a jucat fotbal, s-a jucat șah, s-a povestit, s-au spus bancuri despre doamne, bineînțeles că... Pe ce dată? A fost pe 20 aprilie. A, păcat că e primăvară, că dacă ar fi iarna, ar fi bun un concurs de tăiat lemne, după ce citesc oamenii. Nu cred că... Că ar fi energie multă. Nu cred că ar fi momentul, deci nu m-aș sfătui. Mâncarea, am înțeles că a fost bună, cel puțin nimeni n-a fost spitalizat după meniul care s-a servit acolo. Deci a fost foarte bine. Ce urmează, domnul David? Păi... După zilele maghiare, care se termină în 9 iunie... Baloana o să urmeze. Asta când îl organizați? În ce... luna august, da, luna august. Sfârșitul da, august. Lui iulie, începutul lui Baloana, august. Dar aici trebuie să fac două precizări. Vă rog. Odată că cărțile s-au adus de la Boghiș, județul Sălaș, de citit pentru Ziua Bărbaților, da, și... Biblioteca. Și... Erau albastre și aveau... Nu, aveau... era mai mult galben. Erau transparente, vreau să zic. Se vedea clar interiorul. Etichetele erau două chestii albastre cu codițe. Da, avea codițe. Da, cu titlu sugestiv. Titlu sugestiv. Realitatea este că s-a jucat fotbal și atunci. Chiar am avut cineva între noi chiar care transpira prea tare și pe urmă ajuns în spital că s-a făcut aprinderi de plămâni. Ce să fac? Au zis că de 20 de ani n-a jucat atât la fotbal ca și acum. Și aici mulțumesc tuturor care au fost lângă mine la începutul anului. Am avut evenimente destul de neplăcute, dar
Am organizat Balul Mascade și eu nu am fost acolo. A ieșit extraordinar de bine. Dacă eram eu acolo 100% nu ieșea nici atunci mai bine. Balul Ana, sperăm să fie, să găsim. Ce constă balul ăsta, Ana? Practic este un bal în care fetele tinere până în 18-20 de ani, de la 14 ani în sus, sunt introduse în societate de un bărbat din familie. Tată, bunic, naș. Deci este momentul acestor fete. Este momentul în care comunitatea practic ia cunoștință în mod oficial că avem tineret, avem fete foarte frumoase și foarte inteligente, drăguțe, viitoare mirese în comunitate. Da. Deci este un bal mai mult elegant, să spun așa. Apoi în toamnă urmează zilele... Da, zilele culturale maghiare din Valea Jiului. Sperăm că... Cam în ce perioadă? La sfârșitul lui septembrie, sperăm noi, în începutul lui octombrie, dar cred că va fi sfârșitul lui septembrie. Încercăm să dăm o nuanță destul de puternică și dacă se poate să facem cât se poate de bune. Sperăm să fie multă lume, o să fie, cum am zis, o să fie și fotbal, dar tot trei zile o să țină. Sperăm să aducem atunci și o formație, cum a zis dumneavoastră. Aia, ceva mai... Eu am zis și eu, mi-am dat cu părerea. Da, da, noi încercăm să aducem și o formație, că este 10 ani de când facem tot aceasta. An de liceu. Bun, și apoi urmează luna decembrie cu... Luna noiembrie cu ziua pensionarilor. Luna noiembrie. Da. Dar aș dori să precizez un lucru. Deci acestea sunt evenimentele stabilite de ani de zile cu tradiție. Da. În schimb, ceea ce nu putem spune acum, sunt evenimentele care o să fie organizate pe parcurs, mai mult sau mai puțin spontan. Cum ar veni prezentări de carte? Sunt actori care prezintă câte o piesă scurtă de teatru, da, care citesc poezii, care popularizează evenimente prin care se prezintă heraldică, numismatică și așa mai departe, legate de istoria comunității maghiare. Deci aceste evenimente vin mai mult sau mai puțin spontan. Și în câteva zile, într-o săptămână, sunt organizate și sunt foarte bine văzute de comunitate. Acum știu că mai aveți ceva pe plan bisericesc, legat de biserica reformată. Da. A fost un lucru foarte interesant. Avem 100 de ani anul ăsta. Da, deci va fi un... Un eveniment puternic. Acum 3 ani am depus piatra de temelie. Deci așa au fost și atunci cu 103 ani s-a depus piatra de temelie și am ridicat și un obelisc, ceea ce am primit din Ungaria de la o biserică înfrățită. Acum, anul ăsta o să fie 100 de ani. Noi foarte bine ne-am pregătit, dar dintr-o dată, anul ăsta au fost foarte multe schimbări. Prima dată am plecat cu domnul părinte, domnul preot, am plecat în Ungaria, am primit și promisiuni că 100% o să primim și ceva ajutare. Am făcut și proiectul, tot cum ne-a cerut înșii și într-un timp, data de 1 aprilie, domnul preot a plecat la Cluj. Acum, la ora actuală, avem o preoteasă, doamna preoteasă. Dar nu a plecat din cauza că nu a fost bun, ci va fi și este, deci reprezintă pe episcop din Cluj. Episcopia Cluj. Episcopia Cluj, dânsul reprezintă, e director peste tot. Gândiți-vă ce fel de om era dacă după 11 ani cât a stat la noi în Lupeni, când a venit, cum ar fi la noi, garda financiară, există auditul, diferența era de 45 de lei care trebuia să dea biserica dânsului. Deci, atât a fost diferența în timp de 11 ani. Pleca preotul, a trecut Paștele,
trecut și Paștele Ortodox. Până atunci n-am vrut să ne apucăm de lucru. Dar într-un timp aveam contractul făcut cu o firmă din județul Mureș, au venit și data de 10, nu, data de 12 au venit și acum luna aprilie, data de 15 se dădea rezultatele în Budapesta dacă ne dă cei 8 milioane de forinți. Bineînțeles că 0 lei, 0 bani, 0 forinți, nimic. No, acum, dintr-o dată, comunitatea a rămas pe puterile lor. Și aici aș vrea să mulțumesc tuturora care chiar ne-a ajutat. Și banii aia nu mai vin? Nu. Deci unde? Constructorul, când a auzit că nu sunt bani, hop, ce face? Am negociat contractul cu dânsul. Și am plătit renegocierea 100%. Deci, la jumătate de miliard, am reușit să zugrăvim, să punem totul la punct, să aranjăm, atât de frumos arată, că chiar sunt foarte mulți care sunt invidioși pe noi. Dar aici, vă dați seama, comunitatea asta mică, cât de repede s-au mișcat și au venit fiecare cu donații, cu bani, cu asta. Vedeți? Se poate. Și, când se vrea, se poate. Și acum să nu uităm că am discutat la începutul emisiunii despre Petrușan. Chiar am primit ajutorul domnului Dicu din Lupen, care ne-a propus că ne ajută să iluminăm și noi tot așa de frumos. Faceți biserica ca și la Petrușan. Da, un lucru extraordinar și cred că acest proces a trebuit continuat în toată Valea Julii. Toate bisericile, școlile mai mari, toate care, construcțiile astea care sunt la drum, mai ales la drumul principal, e păcat să nu se vadă. Casă de cultură, teatru, aici deja teatru arată chiar bine seara când... Da, și eu mă gândesc că și doamna prioritar să poate să vadă verde în față. Vă dați seama, au plecat în plin, au reușit să renoveze o biserică, au reușit atunci au fost să nu se mobilizeze. Cistea lor și un lucru foarte bun. Și ideea este comunitatea femeilor de la biserică. Ei au pregătit mâncare aici, trebuie să... Ce bine că ați punctat treaba asta, ca oamenii totuși au și eu satisfacție văzând că uite, cineva a punctat, a spus public că am făcut și noi un lucru bun și sănătos, care durabil până la urmă. Da. Deci și până la urmă, dacă stăm să ne gândim așa, toată comunitatea din Lupeni trebuie să fie bucuroasă, pentru că e vorba de o construcție din Lupeni, care se vede acum frumos și toate ar trebui să arate la fel și cred că toate comunitățile, că sunt maghiari, că sunt germani, că sunt romi, că sunt români, ar trebui să se mobilizeze la chestiuni din astea și poate am scăpat de dărăpânături și de tot ce ține... Speranța avem că... Sper să mai avem timp să vorbim de, apropo de ruine. Da. Da. Că aș vrea să vă întreb pe linie de consilier o chestie și poate ne dați un răspuns, dar până atunci știu că ați fost și am să merg un pic mai ale ca să putem să punctăm tot. Ați fost împreună la Congresul de Mere de la Miercurea Ciuc acum 2 săptămâni sau așa ceva și știu că acolo pe ordinea de zi am urmărit și eu un pic așa pe la știri ce se mai dădea una alta, pentru că nu ne este indiferent până la urmă, trebuie și noi românii și maghiarii să fim informați, să știm ce se vorbește, ce vor unii, ce vor alții, ce e bine, ce nu e bine. Și știu că un punct puternic, un subiect puternic acolo a fost autonomia maghiarilor. Altcumva decât discuțiile au fost altcumva decât încearcă unii să le canalizeze. Și aici doamna Amalia Antal, știu că sunteți mai, cum să spun eu, spun lucrurile mai franc, lucrurile deci mai dezbrăcate de diplomație. Hai să văd cum vedeți dumneavoastră și cum s-a văzut și acolo și față de cealaltă parte. Bun. Aici există două aspecte. Da. Țin să precizez din start că nu sunt expertă în niciuna. Și că e poziția dumneavoastră. Deci este poziția mea personală vis-a-vis de această problemă. Corect. Asta ca să nu vă dea afară din partid, cum se mai întâmplă. Deci vreau să vă spun că nu, că se mai întâmplă pe la alții. Există pe lumea asta cineva
care ar putea să mă dea afară de oriunde. Să mă zic o treabă, dar pe la alții se mai procedează așa. Dacă vorbești prea mult sau pe la emisiuni, poți să-ți iei și andramaua să te duci. Nu, deci la noi nu. Democrația a ajuns până la noi de așa manieră încât nu. Deci să punctăm repede și concret. Vă rog. Bun. Autonomie. Autonomia a fost un cal de bătaie, să spun așa, un lucru care s-a demonetizat, un lucru care n-a fost niciodată explicat, un lucru care a fost folosit pentru a ne distrage atenția asupra unor probleme pe care, practic, noi le avem în viața de zi cu zi. Da, și ca unii politicieni să-și pună cărămiz. Să-și pună cărămiz ca să, să ajungă în rai mai repede decât alții. Bun. Acum ce se întâmplă? Dacă stăm să ne gândim în spirit european, deci strict în spirit european, și dacă venim să aplicăm acele legi emise, legi scrise, nescrise de Uniunea Europeană, atunci primul lucru pe care îl spune Uniunea Europeană ca pentru o țară ca să poată să funcționeze eficient, este absolut necesară implementarea teoriei subsidiarității. Ce înseamnă? Înseamnă aducerea deciziilor cât mai aproape de nivelul cetățeanului. Pentru ca să poți să faci asta, este nevoie de o anumită regionalizare. Regionalizarea ce presupune? Presupune o anumită autonomie economică pentru ca să poți să-ți dezvolți tu... Economică. Dar aici autonomia economică automat aduce după sine, da? Autonomie culturală, autonomia administrativă, pentru că dacă n-ai o administrație autonomă, păi nu poți să faci un fel de struț o cămilă. Dar de acolo și până la ajunge să enclavizăm. Exact. De acolo și facem o insulă în de acolo și până să ajungem ca niște oameni care practic sunt frații mei de aceeași etnie să emită niște enunțuri care nu mă privesc, care n-au nicio legătură cu viața mea de zi de zi. Nu îmi oferă niște soluții concrete pentru că ce se va întâmpla cu mine mâine? Pentru că niciodată, dacă ați fost atent la proclamațiile acelea entuziaste de autonomie, nimeni n-a vorbit de diasporă. A fost vorba de două județe din toată țara. Restul cu noi ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu județul Cluj? Ce se întâmplă cu județul Timiș? Ce se întâmplă cu județul Arad? Întreb și eu pe cei care emit niște lucruri care pur și simplu n-au o bază reală. Ce se întâmplă cu cei din București? Da. Sunt foarte mulți cetățeni maghiari în București. Ce se întâmplă cu Valea Jiului? Vreo 200 de mii sau așa ceva. Și aici mă refer strict la mine ca persoană. Deci eu invit pe oricine care face niște enunțuri hazardate, pentru că le consider complet hazardate. Dacă noi, în anul 2013, n-am fost capabili să creștem până la nivelul de a ne construi singur soarta într-o comunitate, nu e enclavizată, spun încă o dată. Exact. Și mai vorbim de cai verzi pe pereți de acum... Deci, domnilor, ar fi momentul să vorbim de viața noastră. Exact. De viața noastră. De ce se va întâmpla cu copilul meu în momentul în care se căsătorește? Pentru că are nevoie de o casă. Oferiți-mi sau de ce se va întâmpla cu copilul meu dacă nu știe limba română și să zicem că nu merge să se angajeze în Ungaria sau în nu știu unde... Dacă el nu știe limba română și va dori să se angajeze în România undeva, ce face? Deci este handicapul lor. Păi asta vreau deci să... este handicapul lor. Și până în momentul în care noi cei mulți, pentru că credeți-mă că și acum am avut niște experiențe foarte interesante la Miercuriaciu. Credeți-mă că din secuime nu îi hazardat 50%, să zic, cu cei care am stat de vorbă, care nici ei nu sunt de acord, nici ei nu înțeleg, nici ei nu pricep despre ce e vorba. Da, e o politizare multă, unii vor să profite din asta și nu e prima oară. S-a întâmplat și pe partea românească, deci i-am mai spus de mult că încălziți sunt și de o parte și de alta, dar nimeni nu vine cu o chestiune mai degrabă practică care să fie în ajutorul celor două comunități. Deci despre asta este vorba. Deci aici trebuie... Trebuie gândite niște lucruri cu, cum să spun, cu prosopul ut pe cap. De aici și la ajunge, cum să spun eu... Să deci faci o insulă, cum am spus, deci cum să vă spun, e o himeră. E o himeră, efectiv. Deci sunt de acord
Deci credeți-mă că în momentul în care cineva în țara asta, și am curajul să o spun oricând zi și noapte, dacă cineva în țara asta mie mi-ar interzice să vorbesc limba maternă, aș fi prima care aș protesta cu toate exact. Forțele și cu toate puterile. Vorba aia, v-ați legat cu lanțuri. Cu lanțuri m-aș vorba primarului Păducer, m-aș lega cu lanțuri de clădirea exact. Guvernului. Exact, da? Pentru că țin la comunitatea mea, da. Sunt mândră de faptul da. Că eu sunt... Eu am mai spus-o treaba asta, că mulți aud că n-avem drept. Băi, am zis, cu ce drepturi n-ai tu, ca cetățean maghiar, că am mai avut discuția așa, în față de un cetățean român. Deci, nu te lasă cineva să vorbești, nu ai școală în limba ta, nu ai... Exact aici am vrut să ajung. Nu poți să treci strada că ești... Să ne ocupăm prima dată de copiii exact. Noștri, să-i trimitem să învețe la secția maghiară, să nu se închidă școlile din diaspora. Dar în paralel să învețe și română. Bineînțeles. Că e păcat. Bineînțeles. Că e în interesul lor. La noi niciodată nu s-a pus problema de a nu învăța limba română. Și vreau să vă spun că secția maghiară din Lupeni, copiii care au învățat acolo au fost olimpici la limba română. Da. Deci și știu foarte mulți din Lupeni de la secția maghiară care azi sunt prin București. Chiar doi cunosc. Da. Și unul chiar pe o funcție destul și de mare. Și vreau să vă zic că nimeni nu s-a făcut de râs în privința limbii române. Exact. Da. Bun. A spus punctul pe ei. Domnul David, mai vreți să completați? Da, eu aș vrea să completez ceva. A fost foarte interesant totuși la Mercurea Ciuc. Am văzut, era lapte și miere, cel puțin când a venit domnul Ponta cu domnul Antonescu. Da. No, ne-am pupat, ne-am iubit. Apoi, pe urmă, iară s-a schimbat. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant, totuși, partea cei care vin din Ungaria, știți, partidele politice și așa mai departe, care ne-au felicitat pe noi, că noi suntem în stare, ceea ce nu sunt ei în stare acasă, ca la congresul nostru să participe toate partidele politice din România și din Ungaria. Ei nu reușesc să adună nici măcar pe al lor, înțelegeți? Bineînțeles că era din Serbia, era din Slovacia, era din mai multe locuri. Și trebuie să puntez aici că chiar și reprezentantul romilor, țiganilor, era acolo. Da. Și... Deci, într-adevăr, a fost foarte apreciat faptul că cei din opoziție, cei de la putere, și-au trimis reprezentanții de marcă la congres și s-a văzut clar că se poate discuta civilizat. Într-adevăr, au fost atinse puncte nevralgice, pentru că vă dați seama că nimeni nu a fost... Bine, ați mai discutat, dar asta a fost... Da, și ce era interesant, știți că mă gândesc că s-a vorbit limba maghiară, s-a tradus, domnul Ponta nu a auzit chiar tot, dar domnul Antonescu chiar a auzit tot. Știi? Răspunsul a fost genial, aia mi-a plăcut. Răspunsul lui, că nu vreau să aud ceva, nu aud. Deci e corect. Dar domnul Ponta a ajuns. Deci de aici are, din punctul meu de vedere, o bilă albă. Da. Bun. Foarte pe scurt, mai avem 2 minute. V-aș întreba, știu că poate că trebuia să vorbim mai mult, dar asta e. Data viitoare. Trei chestiuni, sunteți consilier local acolo, da. Domnul David. Câini comunitar, reabilitare, blocuri, gunoi Ștefan. Gunoi Ștefan ați avut în campanie. S-a rezolvat gunoi Ștefan s-a rezolvat în felul următor. Chiar cei care au guvernat cu noi au început să râde de mine când am vorbit despre gunoiul din Ștefan, dar totuși s-a dat răspunsul foarte clar. Din Ștefan nu plătește nimeni gunoi, deci din cauza asta nu sunt containere. Și nu au contracte cu gunoi. Deci atunci să stea cu gunoiul până în pot. Până în pot și i-am rugat frumos să mergem împreună cu Universal Edilu să facem contracte și nu mai vrut să... Deci rezolvarea nu există, că să mergem să negociem cu oameni, să-i chemăm, să discutăm. Există, nu, vorbesc pe linia administrativă. Da, eventual răspunsuri seci. Bun, câini comunitari. Când comunitar a fost foarte interesant când domnul primar ne-a dat răspunsul că când o să fie gata depozitul de la Petroșan unde o să fie aduse, atunci o să aducă pe toate aici. Da. Ideea este că încă nu putea să aducă, din ce cauză? Când că pista de fugă pentru câine e gata. Da, deci a fost o glumă. Dar vreau să vă spun glumă, că asta este într-o că... conferință de presă aici l-am întrebat pe domnul Moloț ce e cu Adi ăsta cu câini comunitari, că de când e Adi câini comunitari parcă sunt mai mulți pe străzi și nu se mai face nimic. Și explicația dumnealui a fost exact ce spuneți dumneavoastră, că nu sunt spații, că nu au spații. Când o vor rezolva problema, va fi bine.
Sper să fie în următorii 5 ani. Nu uităm, să nu uităm, da, prima dată când am semnat între Lupen și Cățel și pe urmă între microregiunea Chișcără și localitățile din zonă, tocmai despre asta era vorba, au venit ei cu soluții, nu știu ce, dar nu au fost urechi. Reabilitarea blocurilor nu sunt șanse, nu mai vă lasă. Reabilitarea blocurilor a fost foarte interesant, chiar am ridicat și eu o problemă, că dacă tot vrem să izolăm blocurile, atunci haide să facem și scurgerile de gunoi și lifturile, știți că noi am avut în campanie și lifturile. Da. Bineînțeles că majoritatea a început să râde de mine și a zis că nu sunt bani. Deci, sper să mai continuați. Pe... Deci continuăm. Eu aș merge și cu un proiect de hotărâre mai departe de asta. Sperăm că o să ajungem mai departe. Mai erau multe de spus, îmi cer scuze, dar timpul s-a scurs. Înainte să încheiem emisiunea, vă mulțumesc pentru că ați venit aici la Capital TV. Și poate data viitoare vom sta mai mult pe administrație publică locală. Vreau să mulțumesc și eu comunității maghiare mai ales, dar tuturora care ne ajută la evenimentele actuale. Și la ora actuală știu că sunt oameni care lucrează pentru noi, pentru mâine și poimâine. Din tot sufletul mulțumesc tuturora și bisericilor și toți care... Și mulțumesc tuturora care va veni mâine. Înțeleg? Și să nu uităm de mass media din Valea Jiului, care ne-a sprijinit în totalitate și suntem foarte recunoscători pentru asta. Mulțumesc, Capitate. Nu aveți de ce. Media își face treaba. Acum vreau să vă spun, stimați ascultători, că vă las în compania știrilor, care la 20 vor fi prezentate aici în direct de colega noastră nelipsită. Iar la... După Info Capital urmează emisiunea de sport Capital. Colegul Telus Frigescu va avea probabil invitați. Vă rugăm să-i urmăriți. Și nu uitați, toate emisiunile noastre de aici, de la Capital TV, pot fi urmărite pe capitaltv.ro. Intrați acolo și puteți să le vedeți. O seară plăcută, weekend plăcut, pe miercuri.